Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Astăzi voi face o etalare nouă, în trei variante, cu oracolul. Așadar, etalarea se numește Întreabă Oracolul. Gândiți-vă la o întrebare, la o problemă care vă frământă și la care doriți un răspuns. Și puneți-vă o întrebare și să vedem care va fi răspunsul oracolului în ceea ce doriți voi să știți. Care sunt mesajele sale și sfaturile, practic, pentru că oracolul vine întotdeauna și cu niște sfaturi. Acest oracol este practic un mix între mai multe metode de divinație, I-King, rune și tarot. Deci vor fi mesaje mai complexe, mai profunde. Încercați să le înțelegeți mai bine răspunsul, ca să înțelegeți ce legătură are cu problemele voastră de zi cu zi care vă preocupă. Ok, și pentru început voi face predicția pentru prima variantă, deci să vedem ce răspuns va da oracolul pentru cei care și-au ales varianta florii albastră la problema lor, la întrebarea lor, ce sfaturi sunt. Încercați cumva să vă depășiți limitele, să treceți de formalități, spre exemplu, sau de anumite aspecte superficiale. Lapte și miere și observatorul, ceea ce îmi spune că voi aveți din belșug de toate, fie financiar, material, fie spiritual, relațional, adică nu fie, chiar și... Orice aveți în viața voastră este o binecuvântare, să știți. Și experiențele negative sunt o binecuvântare pentru că ele vin să vă învețe ceva. Fie despre voi, despre limitele și posibilitățile voastre, despre calitățile și defectele voastre, despre slăbiciunile și tăria voastră și virtuțile voastre. Și vă învață și despre credință, vă învață și despre alții, despre lume în general. Și observatorul îmi vorbește despre faptul că trebuie să analizați mai mult niște lucruri, să fiți mai atenți, poate la detalii din viața voastră, din viața celorlalți, să încercați să gândiți mai puțin superficial, să înțelegeți profunzimea lucrurilor, conexiunea dintre lucruri sau între oameni până la urmă, pentru că toți suntem unul și unul suntem toți. Într-un fel sau altul, suntem interconectați cu ceilalți și cu universul însuși. Universul este viu, practic, pentru că conține energie și această energie este în tot și în toate. Numărul 51 și 49 poate fi un număr important pentru voi. Și cartea care v-a ieșit, să construiți, a construi palate, a construi castele, a construi ceva. Practic toate gândurile voastre sunt o construcție. Numărul 28 este iarăși un număr important pentru voi. Și cartea vorbește despre faptul că trebuie să vă faci, atunci când construiți un plan, un proiect, o relație, o profesie, ca și sănătate, ca și caracter, trebuie să aveți un fundament, să aveți niște baze solide, să lucrați bine ceea ce faceți, da? Să vă puneți bazele solide pentru orice situație vă doriți pentru viața voastră să, în viitor. Și acum ceea ce construiți voi acum în acest moment este bine să îl faceți cât mai bine. Cartea, practic, vine și vă spune că aveți tot ceea ce vă trebuie pentru ca să trăiți o viață extraordinară. V-am zis și de când au sărit cărțile, că, de când am tăiat cărțile, că aveți lapte și miere, da? Deci aveți tot ce vă trebuie la îndemână, chiar dacă stați acasă, pentru ceea ce, ca să aveți mai, să zicem așa, mai multe reușite în viața voastră, acum, în acest moment pe care îl aveți acasă, aveți timp, care este foarte important. Timp în care să vă specializați în ceva mai mult, informându-vă, citind, făcând cursuri online,
aveți timp să vă ocupați de hobby-urile voastre, de să construiți ceva din hobby-urile voastre, pentru că fiecare persoană are niște talente, niște ceea ce vă place cel mai mult și cel mai mult să faceți. Vă place să croșetați, faceți din asta o meserie. Vă place să desenați, faceți din asta o profesie. Vă place să cântați, să dansați, faceți din asta ceva creativ. Implicați-vă mai mult, străduiți-vă mai mult, pentru că atunci când faci cu plăcere ceea ce faci, cu siguranță ai mai multe satisfacții, mult mai multe reușite, ai și mai multă încredere în tine, ai și mai bune relații și ai și mai multe, să zicem așa, beneficii din toate punctele de vedere. Deci construiți-vă și acum și o relație la fel. Încercați să vă puneți relația când începeți o relație cu cineva, să o faceți pe baze solide. Acum aveți, practic, ocazia să vă refaceți viața, pentru că, vedeți, aici este o construcție în creștere, da? Deci aveți posibilitatea în această perioadă. Fie că sunteți acasă, fie că sunteți la serviciu, aveți și oricând este există această posibilitate să vă refaceți viața, să o luați de la zero, dar să o faceți pe baze solide, da? Fără fel de slăbiciuni și compromisuri distrugătoare. Da? Deci încercați să fiți ca atunci când vă construiți o casă, să aveți o bază, o temelie solidă și să fie pe un pământ stabil, da? Deci nu un pământ mlăștinos, un pământ în pantă sau mai știu care poate să fie apoi luat de din cauza intemperilor să alunece la vale sau pământ care este predispus cu tremurelor din zonele de cutremur și așa mai departe. Deci încercați la fel în orice faceți voi să faceți o chestiune stabilă, solidă, serioasă, cu un angajat, cu responsabilitate, cu simțul responsabilității, da? Pentru că este fundamental și în raporturile interpersonale și în orice altceva legat de viața de zi cu zi, de familie, de prieteni, de profesie, de relațiile cu copii. Posibil că în acest moment se întâmplă niște lucruri în viața voastră, se fac niște schimbări, dar acestea pot să fie pozitive și ar trebui să vedeți că, practic, destinul vostru este deschis ca o foaie de hârtie pe care voi vă puteți desena proiectul vieții voastre cum doriți voi și încercați să-l faceți cât mai solid. Din punct de vedere relațional, cartea vorbește despre faptul că voi, practic, stați, vreți poate să vă împăcați cu cineva. Cartea vorbește despre faptul că poate rechemați noi relații în viața voastră sau vă doriți noi relații în viața voastră. Și acest lucru trebuie făcut pe baze solide, de sinceritate și modestie, de o comunicare mai clară și mai sinceră și un angajament mai sincer din partea amândurora de a vă cunoaște mai bine. Deci, dacă voi sunteți persoane sincere, trebuie să pretindeți același lucru din partea cealaltă. Dacă nu îl primiți, atunci nu este o relație solidă. Da? Deci trebuie să înțelegeți niște lucruri. Trebuie practic să plecați de pe baze solide într-o relație, trebuie să fiți capabili și să rezistați împreună la orice tempestă, la orice neprevăzut, la orice vreme rea, să zic așa. Deci tocmai de aceea aveți nevoie de baze solide, să fie bazate pe respect reciproc, să fie bazate pe sinceritate, pe obiective comune. Pentru că în acest fel relația poate dura și în vremurile de probleme, de greutate, de boală, de lipsă de resurse materiale, financiare, da? Cum se întâmplă acum cu această pandemie, că trebuie să stai și acasă, nu ai loc de muncă, poate nu ai, mai trebuie mai și cu teama că poți să ai virusul sau să-l iei și așa mai departe. Și atunci relația trebuie să se strângă, nu să se derâme în astfel de situații. Că la bine știți cum e, toată lumea vine la petrecere și mai ales dacă e gratis. Dar atunci când trebuie să se confrunte și cu situații dificile, atunci puțin mai rămân în picioare, să zic așa, mai stau cu tine. Te părăsesc în acele momente. Așadar, încercați ca în relațiile, chiar dacă fie cele noi, fie cele deja existente, să încercați să faceți bazele fundamentale
de fundație solidă, da? Să clarificați lucrurile, să le puneți la punct. Cu siguranță voi sau o altă persoană cu care aveți de-a face sunteți foarte puternici, foarte înțelepți și foarte cu multe posibilități și e mai bine să stați împreună decât separați. Da? Mai ales în aceste momente, dacă sunteți voi puternici, spre exemplu, acordați suportul persoanei mai slabe. Dacă cealaltă persoană este mai puternică, bine ar fi să înțeleagă că vă este de ajutor în aceste momente grele. Din punct de vedere al prosperității, la fel, cartea îmi vorbește despre faptul că aveți tot ce vă trebuie pentru a vă transforma, pentru a transforma practic fierul în aur, într-un proces practic de alchimie, să zic așa, pentru a crea o viață mai bogată decât ați avut-o până acum. Deci, acum sunt niște condiții foarte interesante pentru mulți, dacă știți să le vedeți. Faptul că aveți timp să vă odihniți mai mult, faptul că puteți să stați împreună cu familia, să colaborați mai strâns împreună, să vă puneți, că știți cum e, mai multe miți la un loc pot să dea o idee mai sănătoasă și mai importantă. Aveți timp și să vă ocupați, v-am spus, de propriile voastre hobby-uri, să vă perfecționați cunoștințele, să studiați mai mult, să citiți mai mult, să vă lărgiți mintea, orizonturile. Profitați de timpul ăsta. Profitați și de faptul că sunteți acasă, să vă puneți în ordine casa, să vă încercați să vă aveți o mai bună comunicare cu ceilalți, să fiți mai deschiși la iertare, da, și la o mai bună înțelegere. Trebuie să faceți această tendință, să aveți această disponibilitate, pentru că dacă aștepți tot timpul de la celălalt, s-ar putea să dureze acest proces mai mult sau să nu ducă nicăieri. Deci este bine să faceți tot ce depinde de voi. Nu este treaba voastră neapărat cum reacționează ceilalți, important este ceea ce faceți voi. Deci voi este cel mai important ceea ce faceți. Pentru că la final, spre exemplu, când tragi linie, eu spun, eu am conștiința în păcate că mi-am făcut tot ce depinde de mine pentru ca să meargă lucrurile mai bine. Dacă nu s-a putut, înseamnă că nu ați fost pe aceeași lungime de undă, nu ați avut aceleași obiective și atunci este mai bine că s-a clarificat niște lucruri de la bun început. Dar tot ce trebuie de această, pentru că o bază fundamental, un fundament solid pentru relații sau pentru ce aveți voi de făcut, pentru ce a spus voi întrebarea, este să fiți calmi, înțelepți, diplomați, da, deci nu începe și aruncați cu insulte și acuzații și mai știu eu ce, pentru că nu servește la nimic, ci doar să spui exact ce ai de spus, concretul, esențialul. În orice caz, cartea îmi vorbește despre faptul că creativitatea voastră, sunteți mai creativi în această perioadă, aveți inspirație divină, chiar rugați-vă, pentru că este o bază fundamentală într-o viață de om să aveți această credință că cineva, că există o forță superioară care vă poate inspira, ajuta, sprijini, da suport în momentele în care sunteți puțin dezorientați. Un proiect de viață la care voi vă gândiți, pe care l-aveți în minte sau deja lucrați, stă să prindă formă și chiar poate servi și celorlalți. Ca exemplu, sau chiar sunteți în slujba altora, într-un fel sau altul, prin profesia pe care o faceți. În orice caz, sunteți destinați să aveți succes. Așadar, continuați-vă drumul și este practic momentul să fiți mai atenți, să nu faceți nimic pe baze slabe. Da? Deci asta este mesaj de protecție. Da? Faceți totul pe baze solide. Cam asta ce văd pentru prima variantă și haideți să vedem și la a doua variantă ce spune oracolul. Care este mesajul pentru voi, la problema voastră, la întrebarea voastră, ce vă răspunde, ce mesaje au. Și la voi niște cărți. Că lucrurile nu s-au terminat, povestea nu este terminată, îmi spun aici, oricând mintea voastră nu s-a terminat într-o situație, o relație, da? Deci încă nu ați reușit încă să vă clarificați ce mai simțiți sau dacă mai simțiți ceva sau dacă cealaltă persoană vă mai vrea, nu vă mai vrea, v-a iubit, nu v-a iubit, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Cum îmi spune că este un moment în care trebuie să vă găsiți pacea și în casă încercați să faceți pace, să vă armonizați, să vă cereți iertare. Chiar dacă nu vă împăcați cu cealaltă persoană, iertarea pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru faptul că n-a știut să fiți la înălțimea așteptărilor celelalte persoane sau cealaltă persoană nu a știut să se comporte cum trebuie cu voi, e bine să iertați pentru a avea mai multă pace și pentru a putea să vă mergeți în viața voastră mai departe. Aici îmi spune că nu este pentru voi, deci la ce v-ați gândi voi, ce întrebare a spus, îmi spune că nu este pentru voi, da, deci poate că nu este dorința care e potrivită pentru voi
Și voi totuși aveți niște capacități foarte mari, aveți o putere creatoare. Practic, acum energiile divinității vă transformă gândurile în realitate. Dar atenție ce vă doriți, pentru că, așa cum spune și răspund cealaltă carte, s-ar putea să nu fie pentru voi, s-ar putea să nu-i faceți față, s-ar putea să nu vă mai placă. Și așa mai departe, ceea ce ați dori, vă doriți voi. Deci aici totul poate străluci, tot ceea ce strălucește. Atenție că vedeți niște măști aici. Numărul 16 poate fi important pentru voi. Cartea îmi spune că nu tot ceea ce strălucește este și aur. Deci fiți atenți la ce situații, cu ce persoane aveți de-a face, că nu gândiți cu superficialitate, încercați să vedeți și dincolo de mască, dincolo de ceea ce se spune, dincolo de ceea ce se vede, pentru că poate să fie o iluzie și să vă creeze în dificultăți. Văzut și din TR că a ieșit că trebuie să faceți pace și în același timp nu este pentru voi. Da? Deci, poate că este bine să aveți putere creatoare, deci să transformați orice în aur, să transformați orice în dorința voastră în realitate, dar să știți că nu tot ce strălucește sau dorința voastră, dacă se va deveni realitate, nu vă va fi chiar și potrivită, vă va aduce și satisfacție, bucurie, fericire, ceva ce ați gândit voi inițial. Pentru că s-ar putea, dau un exemplu, s-ar putea să-ți doresc, spre exemplu, să fii cu o anumită persoană. Divinitatea te ajută, vei avea acea persoană, vei fi cu acea persoană, dar acea persoană nu va fi pe placul tău. Acea persoană poate are niște vicii, acea persoană poate are niște defecte, poate e o persoană care înșeală, poate... Și atunci te va face să suferi, ți s-a împlinit dorința, că tu ai vrut, dar nu ți-a adus satisfacția pe care ai vrut-o. Deci de-aia spune că fiți atenți, nu fiți superficiali, gândiți bine, pentru că este nevoie să vedeți, practic mesajul cărții este că este nevoie să vedeți dincolo de suprafață, pentru că dorința poate să aibă o mască și să aibă ceva ascuns care să nu vă placă. Da, deci încercați să fiți sau încercați să nu fiți ceea ce nu sunteți. Da, deci nu încercați să vă dați o altă, creați o altă imagine în afară decât cea reală. Arătați-vă adevărata voastră identitate, să zic așa, sau adevăratul vostru caracter. Fiți voi înșivă, cu alte cuvinte, fiți unici. Sau încercați să nu fiți prea volubili, să nu fiți prea expansivi, să vorbiți prea mult, să gesticulați prea mult, să fiți prea agitați. Deci încercați să fiți mai moderați cumva. Cartea, practic, când vorbește despre faptul că face parte din natura umană să vă creați o foarte bună imagine de sine, dar în realitate voi să nu fiți chiar așa. Și atunci este bine cumva să încercați să fiți mai moderați, mai modești, da? Să încercați să fiți mai cumpătați, da? Să nu vă dați prea atot cunoscători, atot știutori, știți voi toate, voi le faceți pe toate, când știți bine în sinea voastră că chiar nu sunteți chiar atât de perfecți. Dar și nu este și normal să nu fie nimeni perfect. Avem această posibilitate să ne îmbunătățim, dar nu trebuie în același timp să ne considerăm noi cei mai și să creăm o imagine falsă despre noi altora. Pentru că mai devreme sau mai târziu această mască cade și atunci s-ar putea să ne trezim într-o situație dificilă. Cartea practic indică faptul că este timpul să vă uitați dincolo de ornamente și dincolo de artificial, să zic așa, de ceea ce, exact ca atunci când o femeie își pune prea mult machiaj pe ea, se îmbracă cu prea mult zorzonate și își pune și perucă și nu știu ce, și când îi dai jos tot machiajul și dai și peruca jos și dai totul jos, descoperi că e cu totul și cu totul o altă ființă și nu-ți mai place și nu te mai interesează și nu reprezintă nimic, știi, și totul a fost doar un artificiu, spre exemplu. În orice caz, după ce veți găsi acea persoană care veți vedea adevărata fața acelei persoane pe care o doriți, veți mai dori în continuare acea persoană sau acel obiect pe care voi vi l-ați dori foarte tare. Spre exemplu, vedeți o casă pe din afară foarte mișto, foarte bine zugrăvită, cu niște turle, surle și nu știu ce. Și dacă intrați înăuntru și vedeți câte probleme sunt pentru casa aia și cât de mult costă ca să întreții o astfel de casă și nu știu ce, atunci îți dai seama că nu era pentru tine, că tu nu ți-o poți permite, ca și o mașină, ca și o persoană de altfel, că poți să-ți dorești o persoană care poate are niște studii superioare, poate are anumite, să zicem așa, principii de viață. Tu ți-o dorești, dar dacă tu nu le ai aceleași principii de viață, nu ai aceleași cultură, același nivel de educație cu ea ca să o înțelegi ce vrea femeia,
sau bărbatul respectiv, ce visează, ce dorințe are, să-i le respecti, pentru că tu ești la un nivel mai jos și pentru tine e suficient să ai ce mânca și să ai un pat în care să dorești să faci sex cu persoana iubită. Alte persoane doresc mai mult de la viață, își doresc să fie, să se pună în slujba omenirii, spre exemplu, să descopere vaccinul anti, nu știu ce, boală, da? Sau, au vise mai mari, pentru că cu cât ești la un nivel superior de înțelegere, cu atâta te limitezi la mai, de a trăi la nivelul acela primar, da, de lucruri esențiale. Îți dorești să faci ceva și pentru ceilalți, să te pui în slujba și celorlalți, nu numai pentru tine. Nu-ți mai este suficient să-ți faci tu avere și să fii tu cel mai tare din parcare. Îți dorești să-i ajuți și pe alții să crească, să evolueze, să fie sănătoși, să fie fericiți, să aibă bunăstare și înțelegerea lucrurilor, să zic așa, mai profundă. Deci, fiți mai atenți. În relațiile interpersonale, la fel, încercați cumva să nu deveniți ceea ce nu sunteți pentru a face o imagine mai bună altora, sau nu încercați să fiți mardoi, să fiți voi, arătați mușchii ca să impresionați pe cineva, pentru că mai devreme sau mai târziu veți avea repercursiuni pentru așa ceva. Și persoana care... Nu veți impresiona în acest fel o persoană adevărată care să vă respecte, da? Deci, pentru că aveți niște principii false, aveți niște baze false, ca să zic așa, da? Și măștile acestea mai devreme sau mai târziu cad. Deci este momentul practic să vă uitați dincolo de superficie, fie în relația voastră, fie cu voi înși vă, da? Să vă uitați dincolo de masca pe care alte persoane poate și-o pun față de voi, sau dincolo de masca voastră pe care voi o puneți față de alții. Dați-vă jos masca și lăsați să vă vadă persoanele așa cum sunteți voi cu adevărat. Uitați-vă dincolo de ceea ce strălucește și încercați să străluciți mai bine pe interior, prin având niște calități, având niște o moralitate mai bună, având un caracter mai bun, mai curat, gânduri mai curate și așa mai departe. Deci, pentru că frumusețea vine din interior, tot ce e pe din afară este trecător și artificial, poate. Și ca prosperitate la fel, aveți ocazia practic să schimbați niște lucruri, să nu vă mai preocupați de tot ceea ce strălucește, să dați mai multă importanță lucrurilor solide, importante, sănătoase, da? Pentru că practic să nu mai alergați nebuniți după tot ceea ce se face, prea multă publicitate, spre exemplu, pentru că nu întotdeauna pentru tot ceea ce se face publicitate este și într-adevăr un lucru de valoare. De multe ori multă publicitate se face tocmai la ceea ce nu poate fi ușor vândut, spre exemplu, pentru că nu reprezintă, nu prea are valoare, și atunci este îmbrăcat în niște ambalaje strălucitoare și cu niște etichete ultra strălucitoare ca să-ți atragă atenția și să te îmbie să cumperi, și când ajungi acasă și desfaci pachetul, te constați că nu are nicio utilitate, spre exemplu, și ai cheltuit banii degeaba. Cam așa se întâmplă și cu lucrurile și cu persoane, multe persoane în general. Deci cartea este practic o indicație ca să vă îndepărtați de ceea ce stați poate proiectând în acest moment în mintea voastră, în dorințele voastre, în viața voastră, cu asemenea aer de superficialitate, da? Deci încercați cumva să vă eliminați din gândurile voastre astfel de dorințe de a face să înfloriți lucrurile artificial, fără să se vadă adevărata esență, da? Deci nu mai încercați să băgați cu noi sub preș, cum ar veni, nici voi, și nici nu lăsați pe alții, nu intrați în relații care cu persoane care își ascund gunoiul sub preș și au alte intenții sau alt caracter în realitate. Cam asta e și pentru a doua variantă. Și haideți să vedem și la a treia, la varianta florii albe, să vedem la voi care este practic mesajul oracolului pentru voi în acest moment, la întrebarea voastră, ce mesaj are, ce sfaturi are pentru voi. La voi se grăbește aici și acum. Voi practic trebuie să vă trăiți momentul, da? Să trăiți prezentul. Să nu vă mai gândiți nici la trecut prea mult, nici la viitor. Luați lecțiile din trecut pentru că aveți experiența. Experiența este foarte importantă. Și la viitor construiți-vă prezentul, pentru că dacă ceea ce faci în prezent reprezintă ceea ce se va întâmpla și în viitor, practic. Dacă tu acum dormi, s-ar putea și mâine să ai tot această tendință.
Da. Dacă acum faci ceva destructiv, s-ar putea și mâine să mergi tot pe aceea, sau mâine să suporți consecințele, spre exemplu, da? Pentru ceea ce ai distrus astăzi. Așadar, încearcă să gândiți pozitiv, constructiv, sănătos, înțelept, pentru că viitorul în acest mod se vede. Trăiți-vă prezentul, dar la un mod sănătos, bineînțeles. Orfani și Ian. Aici vorbește despre faptul că poate voi sunteți, vă simțiți cumva abandonați, singuri, izolați poate. Acum fie la propriu, fie la figurat. Da? Adică pentru unii poate sunteți chiar într-o stare de izolament, pentru că este această situație în care ne aflăm. Sau sunteți pur și simplu o persoană singură. Nu aveți prieteni, nu aveți cunoștințe apropiate care să vă stea alături, nu sunt persoane care să vă înțeleagă, nu aveți familia care vă înțelege, vă apreciază, vă stă în preajmă, vă simțiți abandonați, vă simțiți singuri și stați și vă gândiți ce să faceți, încotro să o luați. În orice caz, țineți cont că aici este acea carte, Insula Comorilor, ceea ce spune că voi sunteți de fapt o comoară însăși voi, da? Deci și voi tot ce aveți în jurul vostru, educația, cunoștințele, experiența, reprezintă o comoară pentru voi. Și aveți ceea ce este mai important pentru voi, este că legea atracției, există această lege a atracției, universul îți trimite ceea ce gândești. Poate tu în gândurile tale, dacă te simți singur, abandonat, izolat, acum este pentru că la un moment dat chiar ți-ai dorit să fii singur, lăsat în pace, ți-ai dorit să nu te mai streseze nu știu cine sau, da? Și uite că ți s-a întâmplat dorința, da? Deci există această lege a atracției și acum tu trebuie să înțelegi că puteți să vă realizați visele tocmai gândind pe ceea ce vă doriți voi acum. Vă doriți sănătate, trebuie să fiți pe această vibrație de sănătate, să vă simțiți deja sănătos, să vă simțiți deja cum sunteți plin de viață, de sănătate, de voie bună, de putere și așa mai departe, da? Și atunci veți atrage situațiile care să fie sănătoase în viața voastră, mediu sănătos, persoane sănătoase care să vă creeze starea aceea de relaxare, de bine, de armonie, care contribuie la sănătate, o casă curată, sănătoasă, aer sănătos și așa mai departe, pentru că asta e legea atracției. Vreți o relație fericită? La fel, trebuie să simțiți cum deja sunteți fericiți, simțiți deja cum sunteți iubiți, cum iubiți, cum vă manifestați această, cum se manifestă această dragoste în viața voastră, pentru că vibrația gândurilor voastre atrage exact situațiile respective și persoanele respective, tot ce e mai ambientul necesar ca să concretizeze, să zicem așa, dorința voastră. Veți avea beneficii economice și foarte multe oportunități. În orice caz, abundența intră în viața voastră, este în viața voastră. Acum și în acest moment, ați văzut cartea care a căzut, da? Deci, acum și în acest moment, gândiți acum și în acest moment, am exact ceea ce vreau, exact ceea ce îmi trebuie, simt această bunăstare, această fericire, această sănătate, această, ce vă doriți voi, da? Deci, simțiți o, trăiți-o, că e la momentul prezent, nu există trecut, viitor, există momentul acum, pentru că tot ce construiești acum va avea impact asupra viitorului. Tot ce ai prins din trecut este practic lecția cu care ți-a dat forța, energia, experiența, înțelepciunea ca să tu acum să poți să faci, să gândești mai altfel, să poți să fii mai altfel. În orice caz, din punct de vedere profesional, relațional, aici am vorbit despre faptul că dacă sunteți într-o relație, relația pe care voi o stați trăind este practic o bogăție de sentimente, de emoții, de bogăție de relațională din toate punctele de vedere. Acum, indiferent în ce situație e acea relație, voi trebuie să luați acea parte bogată din o experiență, învățați ceva despre voi, ce suportați, ce nu suportați, ce vă doriți, ce nu vă doriți și învățați ceva și despre alte persoane, da? Despre cum se pot comporta în anumite persoane, ce caracter pot avea și așa mai departe. Sau cum vă pot ajuta, sau da, ce emoții vă dau. Deci folosiți-vă timpul pe care îl puteți sta împreună cu acea persoană, pentru că este o mare oportunitate. Da, deci puteți să vă ajutați reciproc în foarte multe situații. Iar dacă sunteți singuri, în orice caz este foarte posibil că cu puterea gândurilor voastre și a emoțiilor voastre, dacă aveți acea stare de care v-am spus mai devreme, că de fericire, de dragoste, de a simți că sunteți iubiți, că meritați să fiți iubiți, că puteți să iubiți, că iubiți,
Așa, veți atrage în viața voastră o nouă relație, da? Deci, practic, această carte vă spune că trebuie să celebrați dragostea, pentru că dragostea vă învață ceva. Ca și mesaj de prosperitate, de profesie sau bani, resurse, în acest moment, practic, puteți să fiți sigur că succesul vă aparține. Sunteți într-o fază de succes. Veți avea succes profesional, material, reușiți să vă descurcați, reușiți să degăsiți oportunități, să vă folosiți de resursele pe care le aveți și să creați mai multă, să zicem, bogăție în viața voastră. Resursele voastre sunt inteligența, sunt experiența, sunt cunoașterea, da? Pentru că aveți o, poate a studiat o anumită, într-un anumit domeniu și v-ați perfecționat într-o anumită profesie, spre exemplu. Resursele voastre sunt și cele materiale, bunurile pe care le aveți, pe care le puteți folosi pentru a vă pune în valoare, a face o profesie, a vă desfășura o activitate, de a scoate bani din așa ceva, din ele, etc., etc. Deci, practic, aveți o insulă bogăție în interiorul vostru, mintea voastră, gândurile, ideile, veți avea multe idei în jurul vostru, dar trebuie să vă doriți lucrul ăsta, să gândiți voi, da? Să fiți pe vibrația prosperității, în relații, în dragoste, pentru profesie, pentru bani, pentru că acum și în acest moment pentru voi universul e deschis, practic se vă transforme visele în realitate, primiți ceea ce gândiți, atrageți exact, dacă aveți gânduri de frică, bineînțeles că vor fi ce teama vi se va manifesta în viața voastră, situații care să vă tot creeze această stare de teamă. Spre exemplu, mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc, ar putea să te trezești cu situații în care tocmai să ai de-a face cu persoane bolnave, să ai de-a face cu situații care te pot îmbolnăvi, stres, lipsuri și așa mai departe, pentru că tu ai avut această senzație, acel sentiment puternic, conștient sau inconștient, de teamă și atunci universul ți-a trimis exact situațiile care să alimenteze această teamă, să-ți o îmbogățească din ce în ce mai mult. Dar dacă tu vei avea sentimente de putere, de încredere, de sănătate, de forță, de energie pozitivă, de atunci universul îți trimite exact situația asta care să-ți întărească încrederea în tine, să-ți dea mai multă bogăție, să-ți dea mai multă stare de bine, de sănătate, de fericire, pentru că asta e vibrația pe care tu ai emis-o, da? Și de ea s-a agățat alte vibrații pe aceleași lungime de undă, ca să zic așa. Deci cam astea sunt mesajele de prosperitate și relaționale. Practic, mesajul de protecție pentru voi este să fiți conștienți că sărăcia și senzația că nu aveți suficient sau că nu sunteți fericiți, practic proiectează viața pe care voi o trăiți, da? Deci încercați să vă schimbați gândurile, da? Și convingerile, pentru că în felul acesta nu veți mai fi victimele, propriile victime. Cam astea sunt mesajele oracolului pentru cea de-a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste etalări. Numărul 9 pentru voi, am spus, poate fi un număr important, ora 9, ziua 9, nu știu, ceva nou cu 9, poate să fie ceva important, un număr norocos. Număr la casă, la pantofi, la apartament, vedeți voi. În orice caz, eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări, că v-ați regăsit în ele, că le-ați înțeles profunzimea mesajelor și sfaturilor și că vă vor ajuta să vă depășiți problemele de zi cu zi.